Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. În această seară mi-aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri sub egida unui titlu care este, zic eu, destul de semnificativ pentru evenimentul care s-a petrecut săptămâna aceasta, și anume deznotământul. Iată-ne, dragii mei, în fața faptului împlinit Mass media a anunțat cu surle și cu trâmbițe declarația proeminentului Papa Francisc cu privire la binecuvântarea cuplurilor de același gen. Declarația a făcut în conjurul lumii, bineînțeles, comentarii de diferite feluri, dar, totodată, această declarație ar fi putut fi făcută escaderea și atunci poate că impactul declarației n-ar fi fost așa de mare. Totuși, în calitatea lui de Papa, a lăsat să se înțeleagă că a vorbit invalibilitatea dumnezei, Dumnezeirii prin el, nu? În cultura și tradiția acestei biserici, declarațiile Papei sunt de necontestat. Cuvintele papei sunt cuvintele lui Dumnezeu, pentru că un credincios din Biserica Romei nu este permis să pună sub semnul întrebării autoritatea divinității papei. Așa că, dragii mei prieteni, aș vrea să spun că nicio declarație a papei nu poate fi contestată, nicio declarație a papei nu a fost rodată revocată. Iată ce ne spuneau știrile pe surse. Papa Francisca a publicat normele prin care permite clerului să binecuvânteze cuplurile homosexuale aflate în situații neobișnuite, ce o însemna aia, nu știu, informează uh, LifeSite News și toate celelalte. Declarația numită Fiducia Supplicans, a fost emisă pe 18 decembrie și a fost realizată de noul prefect al doctrinei de credință, cardinalul Victor Manuel Fernandez. Practic, textul deschide ușa prezenței cuplurilor homosexuale în Biserica Romano-Catolică și în opoziție cu învățătura acestei biserici și, bineînțeles, că în primul rând în opoziție cu uh, învățătura Scripturii. dragi mei prieteni, limbajul, zic eu, ușor confuz, care îl adresează autoritatea Romei în acest uh, decret sau ce este, este un fel de scenariu broasca la fiert, varianta Vatican. Așa că ușor, ușor ajungem unde vor ei, prieteni. Tot ce a fost excepție azi va fi regulă mâine, tot ce este sau a fost opțional ieri, va fi obligatoriu mâine. Așa că acest limbaj jmecheresc și liniștitor în care au fost ambalate și prezentate omenirii toate marile schimbări a acestui secol ne face să înțelegem că mesajul face parte din agenda 21 de distrugere sistematică a familiei biblice? între bărbați și femeie, și va continua cu o intensitate mai mare bisericile protestante, până ce creștinismul va fi distrus. Aceasta este știrea fierbinte, agitată în mod elegant de factorii media, prieteni. Mă întreb și eu ceva, mai contează ce zice Cuvântul lui Dumnezeu, mai contează ce spune Scriptura, să ajungem la momentul în care să ne fie frică să citim Biblia cu voce tare de teama de a ne pierde statutul și drepturile sociale? Limbajul este babilonic, e adică confuz. Iar vocea care se pretinde a fi călăuza sau busola morală a lumii ne vinde o evanghelie ieftină în care păcătosul este acceptat fără să se schimbe sau fără pocăință reală. De fapt, Ioan Botezătorul trasa linia de despărțire între ceea ce se numește credință și ceea ce este încumetare. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, spui de nărpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Matei 3, cu 7 la 10. Deci iată, prieteni, că binecuvântarea lui Dumnezeu nu are de a face cu o schimbare de atitudine a bisericii, ci are de a face cu o schimbare de atitudine a omului căzună păcat, a păcătosului care se recunoaște vinovat și care cere ajutor la Dumnezeu pentru schimbare. Convingeți lumea ca să abandona păcatul prin puterea Harului Dumnezeu și atunci Dumnezeu vă va binecuvânta? Evident, în momentul în care a hotărât în inima voastră să renunțați la păcat, deja Dumnezeu a intrat într-o lucrare de restaurare a caracterului său și a chipului și imaginii sale. Așa că securea a fost învită deja la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cum stau aceste declarații ale scripturii? Cum stau aceste declarații în contrast cu declarațiile bisericii? Vă las pe dumneavoastră să comentați. Binecuvântarea este dată de Dumnezeu în mod condiționat sau în mod necondiționat? Ce ni se spune în Cartea de Uteronomului, capitolul 30, versetul 19? Iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Deci se pare că ce spune papa în fiducia supplicans nu prea are de a face cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei prieteni. Recordul practicilor de tip gay dincolo de zidurile Vaticanului are o istorie lungă și uh, notorietatea comportamentului de genul acesta în mănăstirile din de bărbați și mănăstirile de femei sunt arhi-cunoscute de cei care aud și văd. Ce stă la baza, de fapt, a vieții monahale, dacă vreți să merg mai departe un pas? După cum spune tradiția, de ce s-au separat bărbații de femei în acest proces al, mă rog, vieții monahale, a călugării? Pentru simplu motiv că ochiul unui bărbat să nu poftească o femeie și viceversa, nu? Din acest motiv, viața monahală a separat femeia de bărbat, femeile la mănăsirea X, bărbații la mănăsirea Y. Întreaga rațiune pentru care biserica a creat sistemul monahal se prăbușește. De fapt, ce se făcea în veacurile trecute în ascuns, acum, ușor, ușor, se legitimizează și se autentifică, prieteni. Când o instituție ignoră principiile Scripturii, ajunge pe tărâm străin. Totuși, spunea Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Atunci când se orânduiesc lucruri împotriva cuvântului Lui Dumnezeu, consecințele nu întârzie să apară. Și astfel, tot Pavel ne spunea că dacă noi interzicem aplicarea acestui principiu în viața socială, vom da de o altă nepastă, și anume cea explicată tot de Pavel în Roman, capitolul 1, 26 la 29. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească într-una care este împotriva firii, tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătășirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dragii mei prieteni, vocabularul acesta este interzis, este chiar, zic eu, pedepsit de cei care rostesc cu voce tare. Doar am îndrăznit să citesc câteva cuvinte din Scriptură care sunt practic anatema pentru societatea de astăzi. Sigur că oamenii care susțin mișcările progresiste vor sări ca arși în ajutorul acestor, acestor clase, așa zis, defavorizate și vor spune că Pavel este demodat, negativ, lipsit de compasiune, misogin, sexist și necunoscător de Dumnezeu. Un Dumnezeu care este atât de iubitor încât să se acomodeze cu lăfăiala. Mizeria din troaca păcatului. Desigur, Dumnezeul la care mă închin eu este sfânt, și, deși are compasiune infinită pentru păcătos, nu va sta niciodată în mizeria în care omul se lăfăie în numele iubirii lui Dumnezeu. Mă întreb! De unde știa Pavel vremea lui că astfel de comportamente și practici aveau loc nu numai în vecini, pe undeva pe la greci, dar chiar și printre iudei? De unde avea Pavel această viziune a viitorului anticipând faptele din trecut, care s-au petrecut la potop și înainte de potop, că aceste fapte se vor repeta și în viitor? De unde știa Moise să spună pe vremea lui că în cartea Leviticului, chiar de două ori, cam același lucru, în Leviticul 18 cu 22, Spunea să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu femeie, este o, o uriciune. Urmând ca mai apoi, același Moise, parcă hăituit și bântuit de această idee, declare în două capitole mai departe același lucru, Levetic 20 cu 13. Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Dragii mei prieteni, eu cred că în ziua de astăzi, aceia care îndrăznesc să citească aceste cuvinte cu voce tare sunt omorâți cu pietre, tocmai de aceia care fac aceste lucruri condamnate de Scriptură. Raportul de forță este inversat. Cei care citesc din Scriptură aceste cuvinte sunt omorâți cu pietre și nu cei care practică și fac aceste lucruri condamnate de Scriptură. Din nefericire, creștinismul a ajuns o sare fără gust, un locaș al oricărei păsări necurate. Pe vremea lui Lot în Sodoma, legea era pe invers, exact ca în societatea noastră astăzi. Iar cei care vreau să fie credincioși în Dumnezeu, nu erau tolerați. Iată exemplul. Dar nu se culcase rângă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, și atenție, tineri, hai că tinerii merg la discotecă, dar zice Biblia și bătrânii, Tineri și bătrâni. Bătrânii eu știu că se culcau odată cu găinile, dar în Sodoma nu se culcau odată cu găinile alături de tinerii care mergeau la discotecă, erau bătrânii care ar fi trebuit să le fie exemplu bun în ghilimele. Au înconjurat casa cu tot norodul, au alergat din toate părțile, casa lui Lot. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine azi noapte, scoate afară ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară, la ei, la ușe, a încuiat ușa după ei și le-a zis, fraților, vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Lot încă considera pe vremea aceea că o astfel de practică era tratată ca un fel de rău, o răutate, nu? El însuși era îngrozit de o astfel de comportare. Ei s-au uh, isterizat și au început să strige, pleacă, și au zis ei, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vine să ne dea lecții de morală să facă pe judecătorul, spune Biblia. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. Geneza 19 cu 4 la 9. Deci nu le mai trebuia judecată nu le mai trebuia lege, nu le mai trebuia morală, nu, mai trăia, nu vreau să mai audă de Dumnezeu sau să-L vadă pe Dumnezeu. Acum vreau să facă mai rău lui Lot decât musafirilor. Adică, vezi, măre doamne, ei știau că intenția lor față de străinii găzduiți în casa lui Lot era o intenție rea, dar lui Lot care zic eu, prin refuzul lui, i-a enervat la culme, s-au hotărât să-i facă mai rău, adică un rău mai mare decât a musafirilor lui Lot. Aha, deci ăia din Sodoma aveau nivele de răutate, adică un fel de scară a lui Petru pe invers. Răutate mai mică, răutate mai mare, răutate și mai mare, răutate extrem de mare și răutatea totală, absolută, care atrage focul din cer al lui Dumnezeu. Atunci când Sodoma și Gomorra au fost nimicite, Oamenii ăia nici măcar n-au știut că a murit, fraților. Ăsta este deznodământul tragic. De-aia am și pus numele la tit titlul la subiect, deznodământul. Oamenii din Sodoma și din Gomora n-au avut timp să proceseze propria lor moarte. Ei n-au știut că au murit, pur și simplu. Așa de spontană a fost moartea, încât atunci când vor învia la ziua judecății, ei vor învia cu ultimul gând pe care l-au avut în minte. Deznodământul acelei nopți în Sodoma a fost că au fost loviți cu orbire Îngerii Domnului i-a sfătuit pe Lot și pe lui să-și găsească adăpost la munte cât se poate de repede Acea noapte când societatea Do Sodomei a cerut să facă cu acei vizitatori al lui Lot Ceea ce a astăzi clerul este autorizat să binecuvânteze a fost ultima noapte din istoria acelei lumi. Repet, dragii mei prieteni, acea noapte când societatea Sodomei a cerut să facă cu acei vizitatori a lui Lot ceea ce astăzi clerul de la Roma a fost autorizat să binecuvânteze, acea noapte a fost ultima noapte din istoria acelei lumi. Când soarele a răsărit peste Sodoma, deznodământul final și absolut, S-a putut vedea. Ne apropiem de sfârșitul lumii care va arde cu foc și pucioasă. De data aceasta, nu un potop de apă va înghiți mizeria lumii, ci o repetare a exercițiului permis de Dumnezeu în Sodoma și Gomora. Preoții pot bine cuvânta, biserica poate aproba, dar întrebarea este, va binecuvânta și Dumnezeu? Întorcându-mă în lumea noastră, vreau să vă spun că politica broaștei. Care a stat în apa caldă până a fiert, este politica pe care se pare că o susține Roma astăzi. Fostul nunțiu papal în Statele Unite, arhibișocul Maria Vigano, spunea că We are far beyond heresy. Am depășit cu mult granițele ereziei pentru că un uzurpator continuă să fie pe tron. Ne-am mutat de la erezie la apostazie, spunea Dumnealui. Deci, prietenii mei, ce zice Scriptura? În Ezechiel, capitolul 9, versetul 4, ni se spune Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uricilor care se săvârșesc acolo. Deznodământul, subiectul nostru, deznodământul este tragic pentru cei care ignoră invitația lui Dumnezeu la pocăință. Binecuvântarea pe care o vor da preoții de acum înainte nu va mai fi raportată în ceruri ca o binecuvântare. Biserica care astăzi respectă planul global de păgânizare a lumii până când Domnul Iisus va spune e de ajuns, este biserica care va călăuzi lumea către un tărâm greșit al pustiului. Domnul Hristos spunea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor și cel ce face voia tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demonii numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați nelegiuirea sau păcatul, fără de legea. De știința poate disprețui Biblia, totuși această carte Va vorbi chiar și în flăcările persecuției, cum? Va vorbi prin cei care vor memoriza versetele, cuvintele Sfinte a acestei Scripturi. Așa că să încercăm să memorizăm sau să memorăm câte un verset în fiecare zi, și curând vom ști mai mult decât toți teologii la oaltă. Și dacă este prea mult un verset pe zi, să încercăm să memorizăm un verset pe săptămână. Asta ar însemna că învățăm 48 de versete pe an, și așa mai departe. Dacă luăm în considerare câți ani avem, ar trebui să știm mai multe sute de versete, dar noi nici asta nu facem, și de aceea suntem atât de fragili, pentru că nu suntem suficient de ancorați, acomodați în cunoștința scripturii, ca să putem rezista furtunii. Rugăciunea mea pentru noi toți în această seară este, Doamne, pune un foc arzător în inima noastră. Pentru cuvântul tău. Pune o dorință fierbinte după cunoașterea adevărului tău. Dă-ne un dor după Domnul Hristos ca să vorbim cu el în fiecare zi, cel puțin cât vorbim unii cu alții la telefon. Ajută-ne, Doamne, să vedem noaptea care vine odată cu ultimul apus de soare al umanității. Ajută-ne să fugim la munte și să nu ne uităm înapoi. Ajută-ne, Doamne, să ne iubim partenerii de viață, soții, soțiile noastre, în așa fel încât să nu i lăsăm să devină un stâlp de sare. Nu ne lăsa nici pe noi să ne uităm înapoi ca să ne vedem, devenim și noi același stâlp de sare. Dragii mei prieteni, mi așa de dor de Domnul Hristos, de Domnul meu Iisus, mi-aș dori să stau în veșnicie în prezența lui, cu el, și să nu mă mai satur uitându-mă la zâmbetul lui care umple Universul. Mi-aș dori să mă trezesc la glasul lui care este mai presus de cilipitul păsărelor de primăvară. Și aș dori ca pe același fond să adorm ascultând aceeași melodie a vocii sale care umple Universul până dincolo. Iată, spunea Mântuitorul, în vocea sa suavă, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Fie ca bunul din Cerul să ne binecuvânteze, să ne dea înțelepciune, să alegem calea Lui Dincolo de notorietatea, dincolo de abuzurile, dincolo de perversiunea, dincolo de coruperea cuvântului Dumnezeu, dincolo de tot ce se întâmplă și nenorocit și negativ în lumea noastră. Să ne îmbrăcăm, să ne ascundem în Hristos, să ne săturăm cu zâmbetul Lui care ne este prezent și în haznau a pușcăriei sau în haznau a societății în care ne găsim. În numele Domnului Hristos vă mulțumesc pentru prezența de astăzi pe calea undelor și vă urez un sabat cât se poate de bine și Dumnezeu să vă ocrotească familiile și pe cei pe care îi iubiți. Amin!